cât de mult se supără Domnul cât noi, când noi deznădăjduim. Știți răspunsul pe care l-a dat Mântuitorul, soluția pe care a dat-o Sfântului Cuvios Siloan Antonitul, care nu știa cum să se smerească, să-și smerească sufletul său și îl chinuiau dracii, punându-se între el și icoană, și a zis, ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Adică da, vezi păcatele, înțelege că ești un limitat, pătimaș, neputincios, înțelege că fără mine nu poți face nimic, dar nu deznădăjdui. Adică nu te lăsa copleșit de lucrurile acestea, n-ai nevoie, eu sunt cu tine. Ai nădejde, deci am vedea păcatele, e o parte a pocăinței, însă fără am pune nădejdea, iată, numai faptul că îmi văd păcatele și văd cât de greu mi este și văd cât de neputincioși și de slab sunt, mă poate duce către o deznădejde care să fie la un moment dat vecină cu tendința sau tentația de a mă sinucide. Da? Deci de-aia e foarte grav să nu lăsăm asta. Doamne, îmi pun nădejdea în tine. Așa este. Sunt păcătos, sunt un nemenic, sunt un ticălos, nu-mi găsesc roscul, toate merg anapoda, dar eu totuși mă țin de tine. Important e să privesc la tine, nu mă las. Dacă tu m-ai adus la existență, ai un plan cu mine. Clar că mi-ai dat și mie niște talanți. Care sunt aceia? Poate că talentul meu este să rap necazul. Și poate că în felul ăsta mă sfințesc cum nu se sfințește altul a cărui talent este să scrie teologie dogmatică sau să predice de la învon.